Colechier iradiază de fericire de când a născut-o pe Anastasia, fetița ei. Încă de la aflarea veștii că va deveni mamă, însă, artista a realizat cât de multe eforturi a făcut cea care i-a dat viață pentru ea și sora sa. Într-un podcast recent, tânăra a recunoscut care este cel mai mare regret al ei, legat de părinți. Nicolecher a declarat în nenumărate rânduri că a avut întotdeauna o legătură specială cu mama ei. Cu toate acestea, artista a recunoscut abia acum că poartă în suflet un regret legat de cea care i-a dat viață și a crescut-o. Solista a mărturisit că se pune în postura mamei sale și realizează cât de multe sacrificii a făcut aceasta pentru ea și sora ei. Tânăra a recunoscut că și-ar fi dorit ca femeia să nu se dedice în totalitate familiei și să reușească să-și facă timp și pentru ea. De-a lungul anilor, mi-aș fi dorit să fie mai pentru ea și cumva îmi pare rău câteodată, că am impresia că poate ar fi vrut să facă mai multe pentru ea. Sunt sigură că o să plângă când o să vadă asta, mereu i-am spus că o apreciez enorm de mult că și-a dedicat toată viața pentru noi. Cumva ea așa a simțit. Asta și-a dorit și asta a făcut. Mi-aș fi dorit să aibă și ea mai mult timp pentru ea, îmi pare rău. Cu cât am crescut am reușit să o fac fericită și să-i înapoiez tot timpul pe care ea mi l-a dat, a declarat Nicolecher în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță. Nicolecher și viitorul ei soț, Florin, sunt în culmea fericirii. Cei doi au devenit în urmă cu puțin timp părinți și au reușit să-și întemeieze familia mult visată. Artista a fost cea care a dat marea veste pe rețelele de socializare, unde chiar a și postat o fotografie cu micuța Anastasia, după ce a adus-o pe lume, a venit prințesa, a scris Nicole în dreptul imaginii cu fiica ei, pe care era nerăbdătoare să o cunoască. În urmă cu puțin timp. Cântăreața declara că a avut o sarcină ușoară, fără complicații, iar acest lucru nici nu a făcut-o să realizeze cât de repede a trecut timpul. Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo. Nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok. În schimb, ultimele 3 săptămâni au fost... Nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. Spune Nicolecher înainte de naștere, pe contul personal.